Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Elena Parapiru, aceasta este emisiunea Orașul meu, iar în ediția de astăzi a emisiunii noastre discutăm iarăși despre culisele politicii la nivel înalt cu invitații mei, domnul Florin Păslaru, consilierul președintelui Camerei Deputaților și vicepreședintele Partidului Social Democrat. Bine ați revenit alături de noi, domnule Păslaru, și domnul Nicolae Dobrovici Bacalbașa, deputat al aceluiași Partid Social Democrat. Salut, mâine! Domnilor, vorbim în primul rând despre ceea ce se întâmplă în momentul acesta în Siria și toate problemele care decurg de acolo și toate tensiunile la nivel mondial. Domnule Bacalbașa? Da, din păcate ajungem în situația să vorbim de ce se întâmplă acolo și vezi, eu sunt doctor de reanimare. La mine ajungeau o mulțime de oameni bine calificați, deștepți, instruiți, care la un moment dat erau făcuți bucăți pentru că roțile din sate de unde lucrau prindeau salopeta. Și în momentul în care roata din țată ți-a prins salopeta, nu mai ai ce face. Te trage și te face bucăți. În politică există un nume englezesc relativ savant pentru asta. Se numește point of non-return. Este luat din aviație, punctul de la care nu mai poți întoarce avionul de unde ai decolat. Deci, pe românește, asta ar suna ucenicul vrăjitor. Se pare că ucenicii vrăjitori din politica mondială, tot luptându-se pentru supremație mondială, ceea ce înseamnă interese economice, sub glazură de moralitate și alte asemenea drăcii, au scăpat problema din mână și ea se rostogolește în virtutea gravitației politice, că exact în felul ăsta a început și primul război mondial. Și vreau să spun că Kennedy, în criza rachetelor din Cuba, alt moment în care era să fim morți cu toții, cel puțin generația mea, și când militarii americani au optat pentru începerea războiului mondial și președintele Kennedy a zis nu și a rezolvat, Kennedy era obsedat tocmai de acest mecanism al punctului de reîntoarcere din primul război mondial. Apropo, pentru chestia asta, omenirea l-a răsplătit cu un asasinat. Omenirea sau... Omenirea. Eu sunt prudent. Nu vreau să am oasele rupte. Domnule Păslaru. Eu stau și, mă rog, nu mă consider un fiind observator, dar ca orice om citesc și văd la televizor. Noi trebuie să ne uităm puțin în contextul mondial. Nu vedeți, într-adevăr, e pericol să înceapă un război în Siria, marele puteri mondiale, Rusia, Statele Unite, nici China nu-i deoparte. Sunt Turcia. Foarte atente la ce, exact, Turcia, ce se întâmplă acolo. Uitați-vă că pe președintele Rusiei Putin îl deranjează foarte mult un lucru pe care nu știu dacă observă toată lumea, dar e bine să observăm contextul. Peninsula Coreeană, nordul cu sudul, pentru prima dată după mulți ani se încearcă o dezghețare a relațiilor. Donald Trump se întâlnește cu președintele nord-corean. Credeți că asta îl bucură pe domnul Putin? Nu, pentru că există în spatele intereselor politice interese economice și în momentul în care interesul economic este afectat, atunci vin cei care te-au sprijinit în campanie electorală, cei care au venit cu mălaiul, cu banii și spun, domnule, ce facem? Pentru că noi te-am sprijinit ca să faci o anumită politică. Sigur, o facem felul tău, dar fă un interesul nostru. Uitați-vă China, se mișcă, uitați-vă Japonia, își fac nu știu ce trupe, au acele insule pe care le dispută ei cu chinezii. Lumea se mișcă. Uitați-vă de... E o fregată care este, din punct de vedere al dotării, este un exemplu pentru toată Marina Alianței Nord-Atlantice. Achiter, parcă se numește, o fregată franceză, deja aproape a fost atacată de avioane rusești. Toată lumea se mișcă. Toată lumea se mișcă. A durat și a costat prea mult pacea aceasta la nivel mondial? Da, a costat foarte mult. Să știe că de când lumea, întotdeauna dacă vrei să prosperi, trebuie să faci între altele, trebuie să întregi niște război. Să mai tragi un război. Exact, să tragi niște război, exact, un război. Problema, de fapt, metaforul e în adevăr.
Pentru că acolo se duc bani, acolo se, după care încep să discuți resursele cu cel care, pe care l-ai ajutat. Din păcate suntem într-un punct de cotitură al politicii mondiale și uitați-vă că din păcate o trăim noi și probabil va avea repercursiuni asupra copiilor noștri. Iar noi avem datoria să facem tot ce ne stă în putință ca această conflagrație mondială să nu înceapă. Care este actorul care joacă imprudent în acest moment pe această scenă a teatrului mondial? Deci eu, ca reprezentant a unui partid politic, nu sunt în situația să spun ceea ce cred. Nu pot să o fac. Eu sunt o persoană oficială care este obligată la o întrebare cum mi-ai pus acum, nu să spun ceea ce cred, nu poate chiar nici adevărul, ci adevărul politic care este cu totul și cu totul diferit de adevărul lui Dumnezeu. Suntem o țară mică care suntem înglobați într-un joc global, riscă să fie un pleonaz, dar nu este, și în care sigur că interesele României nu contează. Apropo de Achiten 89, care a fost un război, al treilea război mondial din care România a fost înfrântă, trădată și desființată din punct de vedere industrial, unde era avansată. Dar teritorial a rămas integră. Din pură întâmplare. Deci să nu uităm că toate mijloacele occidentale de presă au anunțat 60.000 de morți și la 60.000 de morți, așa, un gevolt, cum zice, o naționalitate conlocuitoare, intrarea trupelor ONU în Transilvania era un mic amănunt, nu pe lângă drama asta. Da, uite că un tip care a condus securitatea și un tip care a condus armata și care nu era foarte deștept, ca dovadă că a și fost iradiat după aia, așa se spune că a murit generalul Gușe, s-au opus unor planuri care însemnau 60.000 de morți din România. Dar cei care s-au ocupat din partea Occidentului de a distruge România și mai ales agricultura românească, a fost Franța, Mitterrand s-a întâlnit cu Gorbaciov în Ucraina, și tot Mitterrand era un mare, că avea o gagică unguroaică, se pare, nu sunt sigur, e bârfă, dar în tot caz a sprijinit interesele ungurești geopolitice în raport cu România. În continuare vine... Un mic răspuns. În continuare vine în discuție Ținutul Secuiesc, domnule Păslaru. Aici e poveste veche și poveste grea. E o poveste în care domnul Bacalbaș, ca și deputat, a fost și este foarte, foarte vocal. E un lucru cu care sigur că nu suntem de acord, pentru că, da, mă rog, UDMR-ul, la urma urmei, asta e menirea lor în Parlament, să fure așa câte o bucățică din legislație favorabilă lor. Sunt multe lucruri pe care le fac, pe care, dacă vreți, noi românii le înghițim în ideea că sunt o națiune conlocuitoare cu un procent destul de mare, maghiarii sunt câteva milioane în România, da, chestia asta cu Ținutul Secuiesc chiar nu câteva milioane, toate limite. Până în 2 milioane, până în sub 2 milioane. Ei, sunt vreo 2 milioane, sunt vreo 2 milioane, da. Au natalitate mică, au mai plecat, aici e supărarea lor. Da, iar chestia asta cu Ținutul Secuiesc chiar că a umplut paharul, dar cred că mult mai vocal și în măsură să vă zic că lucrurile astea e domnul Bacalbaș. O observație de doar. De nu sunt același lucru cu ungurii. Vorbeați despre Franța. Franța nici nu recunoaște conceptul de minoritate națională. Trăiești ce? În Franța, te-ai născut în Franța, ești francez. Acolo te-a umplat, ai intrat în pușcărie, dar nu te vezi. Deci vreau să spun că în materie de Corsica, care cu corsicani vorbesc un fel de italian acolo, înțelegi? Și care până acum 200 de ani n-au nicio treabă. Napoleon dădea șpagă la soldații francezi, la nu știu ce garnizoană, să învețe contra alimente franțuzește, că habar n-avea Napoleon Bonaparte franțuzește și așa mai departe. Deși la Corsica, unde există oarecare tendințe de autonomie, iau ras de nu s-au văzut. Și sunt de o duritate, ia să încerci să faci Ținutul Achiten, de exemplu, acolo, nu? De ce nu vrem să facem principatul lui Glad sau Menomorut sau lui Gelu? Dar vreau să spun că secuii nu e același lucru cu ungurii, și scaunele secuiești și săsești
au fost desființate de către unguri la sfârșitul secolului XIX. Încă o dată, de guvernul maghiar. Iar în rest, ce sunt secuii? Păi cam ce sunt țiganii în raport cu indienii. Toți vorbesc o limbă derivată din sanscrită, dar mâncați-ași, romul. Nu este același lucru cu indianul. Cred că vine din Pakistan, care era pe atunci India. Da, sigur, era o varietate. Și mai mult, secuii și ungurii nu s-au iubit totdeauna în istorie. Și acum ce se întâmplă? Acum se caută să se speculeze pentru un grup de oameni politici diverse conjuncturi emoționale care lovesc în interesul omului simplu și secui și român. Domnilor, să ne referim și la faptul că avem un proiect, cel puțin Bogdan Chireac ar vorbi de necesitatea unui proiect privind interceptările. Vorbim despre domnul Sorin Oprescu, care în vizită în Viena, la un hotel din Viena, i s-a cerut să fie interceptat, nu lui. I s-a cerut celor care aveau grijă de domnul Oprescu să fie interceptat. A fost respinsă această cerere. Unu, pentru că nu se pot face interceptări în orice clădire în Viena și nu se pot face interceptări decât dacă ești acuzat de viol, dacă ai dat în cap, dacă ai omorât, lucruri de genul acesta. Am putea să ne apărăm cumva de abuzul interceptărilor dând asemenea reglementări și în România? Știi care e riscul? Deci interceptarea globală, fiecare din noi are un colțișor al vieții care nu e ilegal, care poate e moral discutabil, care nu ne convine și care mai ales poate fi speculat și prezentat în mod deformat. Ceea ce înseamnă propagandă tendențioasă prin presă coruptă și controlată. Ca atare, aceste interceptări globale erau pentru a distruge imaginea. Deci eu știu, de exemplu, la Galați, exact, un tip care el de la o televiziune, câți bani a primit de la unul care era membru în PSD ca să mă bag pe Negrească să mă facă albie de porci. Și care după aia a spus, după ce m-a făcut albie de porci, ce băiat bun e Nicu Bacalbașa. Am luat și eu niște bani cuiva, zicând că mă împac. Uite-te la mine, am eu față să mă împac. Ei, chestia asta, micul episod sordid pe care ți l-am relatat, privit la scară națională, este un pericol îngrozitor. Pentru că ăștia care ajung să intercepteze pe toți, să manipuleze pe toți, nu o fac. Din păcate, dacă ar face pentru binele țării, uite, m-aș închina și aș spune, e un preț enorm, dar îl face. Nu, tată, îl fac ca să îmbogățească, să fie o gașcă care controlează acest popor, nu pentru interesele fundamentale din totdeauna, perene acestui popor. Serviciile e normal să-și facă treaba, e legal să facă niște asculte, dar probabil, eu nu cunosc foarte multe detalii din această zonă. Depinde însă pentru ce. Dar pentru ce o face, exact, dacă o face în interes național, dacă o face în interesul soluționării unei cauze, sigur că jos pălăria. E din lucrul ăsta. Dar dacă sunt alte interese, atunci sunt multe semne de întrebare care se iscă. Domnilor, haideți să ne întoarcem la Galați. După aceea ne întoarcem și la problematica de la guvern și din București. Aș vrea să discutăm din nou despre ArcelorMittal și despre ce tranzacție urmează să se întâmple la Galați, dacă se va întâmpla, domnule Cosmaru. Am mai spus-o și cu alte ocazii. Dom'le, aici sunt doi jucători. Este ArcelorMittal, prin acționarul principal, care este indianul care a cumpărat combinatul de la Galați, și se pare un grup format dintr-un colos al siderurgiei europene, Marcegalia, și un mare proprietar de mine din Ucraina, Akhmetov. Acum, sigur, Arcelorul vrea să intre mai puternic pe piața europeană și vrea să cumpere iar un combinat din Italia. Ca să cumpere combinatul ăla din Italia, probabil Uniunea Europeană i-a spus, pentru că toate sunt zvonuri. Nu am văzut până acum nimic, numai bârfe, comentarii, nimic scris. I-au spus, domnule, dă-ne ceva la schimb. S-a zvonit că se dă și combinatul. Se zvonește că ar fi până pe 23 mai, atunci ar trebui să fie, nu-i zvon, e mai mult decât zvon, ar trebui încheiată tranzacția. Acum, știți cum este, noi trebuie să ne gândim cu toții, în primul rând, la orașul în care trăim și la țara în care trăim. Cred că
Cred că dacă am avea niște negociatori destul de puternici și patrioți care țin cu țara, atunci am putea să mergem să discutăm cu Arcelor în așa fel încât să se găsească o soluție cât se poate de bună. O soluție, cum spuneați, să se întoarcă Arcelorul în România. Eu n-am spus lucrul ăsta. A zis că e cu putință. Două secunde. E cu putință să se întâmple și acest lucru. Acum, cred că săptămâna viitoare va fi o săptămână crucială din acest punct de vedere. Dar gălățenii merită ca cei care sunt aleși și noi ceilalți care avem câte o funcție la nivel central să luptăm pentru ei. Hai să-ți explic pe românește acum. Da. Să-ți traduc. Deci, pe lângă structurile formale din România, există o realitate non-formală esențială și în cadrul acestei realități non-formale esențiale, colegul meu se învârte în zona vârfului vârfurilor. E un om deștept, e un om versat și un om ascultat. Ca atare, Galațiu are un lobist de bună credință, vorbesc de lobby în sensul național, regional, gălățean, dacă vrei, un apărător al intereselor, calificat, cu imaginație și cu simțul realului. Ceea ce este cel puțin o șansă, dacă nu o certitudine. Pun problema Arsenor. Cât pot să spun, nu? Pentru că Arcelor este în continuare un contributor important în primii 5. Pentru noi este important. Nu numai pentru Galați, este important, evident, și pentru România. Știți cum ați concluziona eu dacă în aceste zile... Deci, eu aș concluziona altfel, iartă-mă. Acest combinat este sudoarea mea, a părinților tăi, a părinților mei și pentru mine nu este numai o proprietate privată, ci un bun istoric și un bun național care trebuie privit exact prin prisma asta. Eu aș spune așa, dacă în zilele următoare capete luminate care lucrează la un anumit plan, dar ne văzându-l nicăieri pe piață, dați-mi voie să nu-l dezvălui nici eu, deci dacă s-ar putea găsi sau dacă s-ar rezolva acel proiect din care salariații combinatului să-și păstreze locul de muncă și chiar mai mult statul român să câștige după urma acestui combinat, cred că persoana respectivă sau grupul de persoane pot deveni eroi naționali. Pentru că este vorba să de... Până acum noi toți vindeam. Ei, repet, și nu spun degeaba, dacă avem negociatori cu sânge rece și foarte patrioți, atunci putem arăta că putem să redevenim încet, dar greu, începând chiar de la Galați și din nou hai să spunem proprietar, n-am spus și pe asta, al unor instituții de forță. Combinatul este o instituție de forță economică. Păi, eu aș fi dispus să trăiesc mai prost pentru o Românie mai independentă. Eu personal. Și pentru una mai prosperă, pentru că pus în contextul mondial, combinatul acesta nu pare deloc o întâmplare. Sunt tot felul de măsuri care s-au luat la nivel global și din partea Statelor Unite cu acea măsură de infringement pe care au pus-o Chinei. Sunt lucruri care adunate se duc într-o anumită direcție. Apropo de Statele Unite, haideți să mai dau o veste. Nu știu dacă e în premieră sau nu e în premieră, oricum lumea nu prea știe. Se vorbea de interesul Statelor Unite pentru România și asta e un motiv în plus ca acest combinat să funcționeze în continuare. Proprietarul Rompetrol, Caiman I Gas, erau, sau toată lumea știe că mulți dintre noi deja știu că a fost vândut unor chinezi. Nu e adevărat, nu a fost vândut. Alții, dacă vreți, participanți pe jocul ăsta al informațiilor, sunt în negocieri avansate cu chinezii. Ei, haideți să vă spun un lucru pe care foarte puțin lume îl știe. Deja s-a închis negocierea cu chinezii și există două grupuri de interese foarte puternice din punct de vedere financiar, americane, să cumpere Rompetrolul. Păi dacă vrea americanul să vină în România cumpărând Rompetrol, adică făcând în sfârșit o investiție foarte serioasă aici, pe lângă parteneriatul strategic care îl avem cu ei, pe lângă ce avem noi la DVSL, pe lângă faptul că suntem în NATO și suntem granița Uniunii Europene, când vii și investește, deci își bagi banii tăi de acasă, îi aduci aici, înseamnă că ai un interes strategic cu adevărat și demonstrezi lucrul ăsta.
Asta înseamnă că, încă o dată o spun, combinatul de la Galați ar trebui să rămână în această zonă și ar trebui să fie controlat probabil de oameni care țin cu această țară, dacă nu chiar de români. România în mod sigur trece printr-o transformare și s-ar putea să fie la nivel de percepție din afară și lucrurile să aibă un fundament cât se poate de serios și din punct de vedere economic și politic și geostrategic. Aș vrea să ne referim și la faptul că, totuși, deși se pune problema că nu, în niciun caz nu reformăm guvernul pentru că este foarte bun așa cum este, a spus domnul președinte Liviu Dragnea, iată că, în continuare, există voci care spun că nu, va exista remaniere în actualul guvern. Băi, o guvernare este o realitate dinamică. Ceea ce nu intră în discuție și a fost discutată la vremea respectivă și frământată, dar a rămas ca un lucru stabilit, este programul de guvernare. Prioritatea este respectarea acestui program de guvernare. În măsura în care cei chemați să o facă sunt eficienți, rămân. În măsura în care obosesc, coboară și fac loc altora. Doamna Dăncilă a dat un semnal că sunt miniștri care merg cu viteza întâi, miniștri care merg cu viteza a doua. Da, e ceva premărghetor unei remanieri. Așa cum spunea domnul Bacalbaș, măi, oameni buni, politica este o iartă negocieri, este un joc continuu cu adversarii politici sau cu ai tăi din interior. Noi am găsit o metodă destul de bună. Uitați-vă că la ora actuală Partidul Social Democrat, vrem sau nu vrem să recunoaștem, are tot. Ei, cum am făcut lucrul ăsta? Prin remanieri repetate, prin schimbarea guvernelor, prin atenție, atragerea specialiștilor din toate zonele țării, în cele trei guverne, dacă ne uităm, avem miniștri sau secretari de stat din absolut toate județele țării. Ultima remaniere guvernamentală a adus în fața, a readus, dacă mai era nevoie, un foarte bun negociator, președintele de la Galați, Dan Nica, care a obținut mai mult decât spera oricine. Să ai un vicepremier care, datorită conjuncturii, are un cuvânt extrem de greu de spus în guvernul României. Și vă pot spune că remanieri vor fi, nu foarte depărtate, și în continuare, datorită președintelui Nica, vom mai avea bucurie pentru Galați. Știi cum e? Ca la algagici. Dacă nu faci față, vine altul și îți face treaba. Domnul, abia aștept următoarea noastră întâlnire și discuție, pentru că realmente am senzația că astăzi nu ne-a ajuns absolut deloc timpul pentru a încheia cumva toate subiectele pe care le-am discutat. Băi, când mie o doamnă îmi spune că nu ne-a ajuns timpul, eu sunt flatat. Asta era și ideea. Da. Domnilor, vă mulțumesc încă o dată că ați acceptat invitația noastră, iar dumneavoastră, doamnelor și domnilor, vizionare plăcută în continuare. La revedere!